Vineri 13, m-am și gândit să n-apar în fața domniilor voastre, dar cum? Chiar dacă aduce ghinion, suntem 15.000 de oameni pe canal. La mulți ani, sănătate, artificii, tiribombe, pălincă o dăm după. Vă mulțumesc pentru încredere, înseamnă foarte mult. Suntem 15.000 aici pe canal, drept e că n-am nicio cafea azi. Dar buymeacoffee.com/nicubendea funcționează în continuare și când intră salarul. Ați auzit de japonezul ăla? Un japonez s-a căsătorit cu o hologramă și am uitat înăcăjit că i s-a stricat holograma. Bă, dar cum vine asta să te căsătorești cu o hologramă? Oare aia știe să facă sarmale? Știe să stoarcă coșurile de pe spate? Știe să... cu o hologramă și acum e năcăjit că i s-a stricat holograma și nu mai poate vorbi. Nevasta japonezului holograma nu mai poate vorbi. Bă, prostule, las-o dracului stricată. Să mișcă, să îndoie, las-o așa. Cea mai mare bucurie, mă, în cuplu e că nevasta nu vorbește, mă. Bă, japonezii, nimic despre Bianca Drăgușanu astăzi, am promis. Nici cafea, nici Bianca Drăgușanu, a fost nevasta lui Biden în România. Doamna Jill, nici ea nu știa unde se află. O primi niște flori, era să mănânce din ele. A dracu ce am ajuns, ne conduc împăiații. Nu împărații, pe vremuri ni, împărații, acum cine? Împăiații. Era curat în București, în capitală, la momentul sosirii primei doamne din America. O și zice, e curat, e fain, numai 3-4 șobolani am văzut, dar e curat. Păi cum să nu fie curat în București când prefect este Tony Greblă? Bă, la câte gunoi au lăsat Clotida Armo, a venit Tony Greblă, știți ăla cu mustața pe oală, le-o greblat, le-o gata. Fără Bianca Drăgușanu, azi am zis. Îi pămăritat J-Lo. Vorba lui Robbie, am ratat-o și pe asta. Acum ratează și filmarea cafelei, că e la budă. În fine, J-Lo la 52 de ani se căsătorește a nu știu câta oară cu Ben Affleck. Sau cum... și-o stipulat, nu, ăsta e cuvânt, stipulat, o stipulat în contractul prenunțial, sex de 4 ori pe săptămână minim, altfel nu se căsătoresc. Mă, are 52, dar nu-i dai 49, încă 3-4 ani poți înghesa, deci nu, și fără contract mere, adică ești prost dacă nu-i dai la buci, adică ce să mai zic, ce contract, bă, că dacă ni, șalău! Și nu-s misogin. Așa trebuie făcut în cuplu. Dar vorba aia, ăștia o să se fută cu condică? Adică... râde mai frumos. O să zică, bă, uite, săptămâna trecută ți-am dat-o la ațe de 5 ori. Săptămâna asta lasă-mă de 3 și odată mă duc la fotbal cu băieții. E complicat, nu? Să scrii tu înainte, de... dar nimic despre Bianca Drăgușanu, doar că atât a zis că bărbații adevărați se cunosc după ceas. Ăsta e ceas luat de 55 de ani de ticul de la doctorul din comună. Da. Mulțumim, Bianca Drăgușanu. Unde mă puteți vedea în seara asta la Oportuniștii? Eu, de fapt, sunt virtual, cu voi sunt o hologram care nu poate vorbi, ca nevasta japonezului. Sunt cu colegul Vlad în turneu. Spania. Căutați pe net, astăzi e vineri, s-ar putea să fim pe lângă Madrid, Tenerife, Madrid, Alcala de Henares. Unde-s români? Acolo sărim și noi în restaurant cu programul nostru de glume. Weekend plăcut și tot ce vă doriți. Mulțumesc, suntem 15.000 de suflete aici. Abrazos, vamos, ole, la camisa neras. Alejandro, oprește-te! Por favor, chiquitita.